probleme mari de concentrare în transporturile globale după cazul pasagerilor indieni uitați pe o pistă a aeroportului din Bangalore în timp ce avionul a plecat cu bagajele lor. Întâmplare absolut autentică, da, despre care am vorbit ieri. Acum avem cazul unor călători uitați în autobuzul de pe linia 22 în Suceava. I-au lăsat închiși acolo, șoferul a tras pe dreapta la un moment dat și a plecat la cumpărături. Doar că a fost coadă, mă gândesc, sau ceva, sau nu avea lista pregătită, sau poate era lista prea lungă, sau habar n-am. După vreo 10 minute, pasagerii au început să se îngrijoreze, să bată în geamuri. Că nu mai plecau din stație. Da. Vreți să murim? Ajutor! Dă-ne drumul! Da. Asta e. Mă gândesc dacă șoferul, el a fi plecat în papuci, oare avea locul lui... Șlapi. Șlapi, da, nu sunt niște papuci de aia, turnați dintr-o bucată așa, mai moi. Sunt unii care conduc așa. Da, am văzut. Sau, da, în ciorapi unii. În ciorăpii, da. Când era mic, aveam, fac, da, erau foarte personalizate, exact. Mai țineți minte cabinele? Da. Și acum sunt, dar mai puțin. Troleibus, n-am mai mers suficient de mult și n-am, când am mai văzut, acum oamenii sunt moderni, sunt cu handsfree-uri, cu alt, da, film. Cu căscuță. Da, atunci țin minte, ui, că aveau... Locșorul lor cu milieu, cu, da, mochetă. Da, mă, era... Da, așa e. Era un culcuș acolo. Da. Exact. Unii aveau cu mochetă de-aia mițoasă. Aha. Știi? Da, și cam toți erau în papuci, uh-huh, sau desculți conduceau. Da. Da, eu de fiecare dată în autobuz eram fascinat de asta. Când eram copil, mă duceam în față să văd șoferul ce are el pe acolo. Da, aia care își pun sau își puneau sau își pun în continuare mochetă groasă pe bord ca să... Da. Blănoasă așa. Da, da, da. Sau, dar poate ori mai fi, ori mai fi. Sau blăniță pe volan. Blăniță pe volan, volan cu încălzire. Da. Da, iată ce declară unul dintre pasagerii victime, ostatici, uh-huh, pentru libertatea. Citez, n-am pățit așa ceva niciodată. Am bătut în geam să ne audă cineva, să-l anunțe că suntem acolo, dar nimic. Vă rog să vă imaginați scena. Un trecător pe trotuar, trecând prin dreptul autobuzului și ăia... Am sunat pe numerele de telefon de la TPL, știi, vezi? Îi vezi pe toți în autobuz, geamurile aburite și, da, stern din când în când și, da, 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 unul și au niște fețe de alea. Ce se întâmplă? Am sunat pe numerele de telefon de la TPL, transport public local, și n-a răspuns nimeni. Asta e bătaie de joc. Care dintre ele e bătaia de joc? Că n-au răspuns ea. Da. A spus domnul Andrei, care a și filmat cum erau blocați în autobuz călătorii cu ușile închise și fără șofer. Domnul director de la TPL a spus că șoferul va fi sancționat și la expirarea contractului de muncă nu va mai fi prelungit. Asta... Ia din bani ca să nu mai aibă cu ce să meargă la cumpărături, practic. Da. Dacă se întoarce, că, da, poate și nu știe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.